Veste bună pentru chișinăuienii care tremură de frig în propriile locuințe. Termoelectrica a finalizat lucrările de modernizare anunțate la începutul acestei veri și este gata să ofere locuitorilor capitalei servicii de termoficare. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi de directorul general al Termoelectrica SA, Veceslav Eni, care, printr-un comunicat de presă, informează că procedura de conectare la căldură a rămas aceeași, adică procedura de conectare se va face printr-o solicitare și va dura până la 3 ore. În acest sens, Termoelectrica a îndemnat gestionarii blocurilor locative și administratorii clădirilor să pregătească sistemul incineresc din interiorul clădirii pentru începutul sezonului de încălzire, iar ulterior să prezinte pașaportul de pregătire a instalațiilor de termoficare la sediul teritorial al Termoelectrica din sectorul din care face parte. Termoelectrica SA furnizează energie termică în peste 5600 de imobile din Chișinău.